MSI GT77 revine în 2023 cu cel mai puternic hardware disponibil pe piață, nimic mai puțin decât un Intel Core i9 13900HX împreună cu placa grafică Nvidia RTX 4090 dusă la capacitate maximă cu un TBP de 175W. Pentru o putere maximă, este echipat cu cel mai puternic ecran mini-LED disponibil pe un laptop, adică are 144Hz și 1000 de niți, alături de 4 difuzoare și o tastatură mecanică. După cum puteți vedea, totul este împrins la suprem. Acesta a păstrat practic designul modelului de anul trecut, astfel că s-a concentrat doar pe modernizarea hardware-ului, a răcirii și a ecranului. Prin urmare, avem de față un adevărat tank din punct de vedere al construcției. Acesta prezintă o esență agresivă, pornind de la baza serii GE, dar cu balamalele ecranului puțin mai vizibile și cu logo-ul MSI iluminat RGB. Evacuarea aerului din spate păstrează întreaga zonă deschisă și este dotat cu 8 heatpipe-uri pentru a maximiza răcirea, plus o grilă suplimentară în partea de sus pentru a coincide cu cele două ventilatoare mai mici, având un total de 4 ventilatoare. Punctul de atracție este sistemul de iluminare RGB integrat pe marginea din spate, care poate fi gestionat prin intermediul softului SteelSeries. Două grile suplimentare pe părțile laterale compensează răcirea, în timp ce restul zonei este dedicată porturilor. În acest caz, marginea frontală nu mai este conică sau tăiată în partea de jos, deoarece producătorul a folosit fiecare bucățică de spațiu din interior pentru a încadra hardware-ul, astfel că va părea puțin mai groasă, în ciuda faptului că are doar 23 de mm. Baza este realizată din plastic, acoperind și ea toate marginile, dar oferă totuși acces ușor la interior pentru viitoare upgrade-uri la SSD sau RAM. În această zonă avem o grilă largă, fără filtru pentru admisia aerului, piciorușe din cauciuc și deschidere pentru difuzoarele inferioare. Când deschidem laptopul, putem observa că o parte din zona din spate se află în spatele ecranului, care are margini strânse, dar nu la fel de strânse, ca în cazul altor laptopuri din gama de gaming de la MSI. Acest lucru se poate datora în parte tipului de tehnologie a ecranului, deoarece ocupă mai mult spațiu. În partea de sus avem integrată și o cameră web. Tastatura rămâne la același nivel cu corpul, integrând un numpad, RGB pre-key și switch-uri mecanice, în timp ce touchpad-ul ocupă tot spațiul din partea de sus pentru a ne oferi experiență de utilizare excelentă pe ecranul 4K. Pe părțile laterale ale tastaturii avem grile pentru al doilea set de difuzoare. Pentru conectivitate avem după cum urmează. În partea dreaptă există un USB 3.2 Gen 2 Type-A, două USB-C cu Thunderbolt 4, un mini DisplayPort 1.4, un HDMI 2.1 și o mufă LAN de 2,5 GB pe secundă. Iar în partea stângă regăsim un jack combo de 3,5 mm pentru audio și microfon, cititor de carduri SD, două USB 3.2 Gen 2 Type-A și portul de alimentare. Unul dintre porturile Thunderbolt 4 este capabil să încarce până la 100W, așa cum este tipic pentru standardul său, plus ieșirea video alături de mini DisplayPort și HDMI 2.1. Chipsetul Intel a fost pus în valoare cu un total de 5 porturi, ceea ce nu este rău deloc. Pentru LAN, acesta are o placă Killer E3100G, care oferă o lățime de bandă de 2,5 GB pe secundă, împreună cu o placă wireless Killer AX1690, cea mai puternică versiune oferită de producător. Acesta vine cu Bluetooth 5.3 și capacitate de control folosind softul Killer Control Center. Ecranul urcă cu adevărat o treaptă mai sus, atât în ceea ce privește calitatea, cât și puterea, deoarece este vorba de nimic mai puțin decât un panou IPS LCD cu tehnologie mini-LED, capabil să ne ofere o rezoluție 4K la 144 Hz cu Adaptive Sync. În acest fel, avem combinația dintre un panou care combină calitatea culorii cu altul care oferă viteza unuia pentru gaming. Caracteristicile sale se ridică la nivelul unui monitor desktop de peste 1000 de euro, deoarece are luminozitate cu reglaj local, Keyzone și o putere maximă de 1000 de niți susținută, cu certificare Display HDR 1000. Avem de asemenea un contrast dinamic de 1 milion la 1 și verificarea calibrării Kalman capabilă să ne ofere acoperire maximă în spațiul DCI-P3. După cum spuneam, calitatea vizuală a panoului este un adevărat deliciu, cu o claritate, o definiție a imaginii și o luminositate extraordinară, care ne oferă culori și contrast precum un panou AMOLED, dar fără acel halo verzui tipic AMOLED. Unghiurile de vizualizare sunt excelente atât pe verticală cât și pe orizontală. Pentru sunet, acesta are două difuzoare cu două woofere semnate DynAudio, în combinație cu Hi-Res și Nahimic, pentru controlul egalizării și gestionarea microfonului. De data aceasta, este unul dintre cele mai bune sisteme de sunet de pe piață pentru laptopuri.
oferindu-ne un volum destul de ridicat, o prezență remarcabilă a basului și un bun echilibru al frecvențelor. Titan GT77 are o tastatură mecanică în format complet cu switch-uri CRMX Ultra Low Profile, special concepute pentru notebook-uri ultra subțiri. Acestea au un mecanism din două piese care generează o senzație tactilă atunci când sunt apăsate, fără niciun sunet de click și cu o cursă puțin mai lungă decât tastele cu membrane tipice, care se simt foarte bine atunci când se tastează. Îmi place faptul că tastele de săgeți au dimensiuni normale și oarecare separare între tastatura principală și cea numerică îmbunătățesc senzația de utilizare. Personal sunt fan al switch-urilor clicky, să se audă cât mai tare atunci când tastezi, dar îmi place senzația oferită de switch-urile de pe acest laptop. Tastatura are de asemenea un sistem de iluminare RGB pre-key, care poate fi gestionat din softul SteelSeries GG. Bineînțeles că întregul rând de taste F va avea funcție dublă, iar fiecare tastă poate fi mapată chiar din softuri. Touchpad-ul este mare și se simte perfect integrat, fără sunete ciudate sau străine sau slăbiciune la capete, astfel încât este confortabil de utilizat. Are butoane silențioase cu o forță de acționare medie-joasă pentru a fi puțin mai rapid. Lângă el se află cititorul de amprente compatibil cu Windows Hello. Haideți că am ajuns la capitolul care vă interesează, performanțele. Este vorba despre procesorul Intel Core i9-13900HX, versiunea de top aparținând arhitecturii Raptor Lake. Acesta are 5,6 GHz pe Turbo Max 3.0 pentru cele 8 nuclee P și este capabil să le mențină la 5,2 GHz constant, practic aceleași frecvențe ca modelul de desktop. Acesta include întregul pachet de 16 nuclee E-Core la 4 GHz în modul turbo. Astfel însumează un total de 32 de fire de execuție cu 36 de mega de cache L3, cu un PBP stabil la 55 W și pe L2 numai puțin de 157 W, deși MSI stabilește o cifră medie de 75 W. De asemenea, dispune de grafică Intel Iris Xe la 1,5 GHz și 96 de unități de execuție, suficiente pentru sarcini 3D când laptopul este pe baterie. Vezii aduc din nou la viață cel mai puternic GPU din gama sa pe notebook-uri, nimeni altul decât RTX 4090, cu chipul AD103 la cea mai mare putere. Acesta se bazează pe arhitectura Ada Lovelace pe 4 nanometri, care are multe nuclee CUDA-Core și multe nuclee Tensor. MSI a reușit să mențină stabil un TPP de 175 W, fiind teoretic capacitatea sa maximă deblocabilă pentru notebook-uri, ajungând la o frecvență de boost de 2240 de MHz. În ceea ce privește configurația VRAM, cei 16 GB GDDR6 sunt menținuți la o frecvență de 2250 de MHz pe un bus de 256 de biți, care generează o lățime de bandă de 576 de GB pe secundă. De la MSI Center putem crește boost-ul GPU cu 200 de MHz și cel al VRAM cu încă 200 de MHz. Și evident, asta am și făcut când am testat jocurile. Configurația RAM pentru modelul acesta de față este de 64 de GB DDR5 în 4 module de 16 GB fiecare, care funcționează la 4000 de megatransfer pe secundă. Acest notebook deblochează întreaga capacitatea procesorului, dar cu prețul unor module mai lente decât de obicei pentru DDR5. Configurația de stocare constă în două SSD-uri rapide de 2 TB PCI Express în RAID 0. Bateria lui Titan GT77HX13V folosește o configurație cu 4 celule cu o putere de 99,99 W și o capacitate reală de 6250 mAh. Încărcătorul este o adevărată uzină, furnizând 330 W. Am folosit pentru benchmark-uri Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Wanted Dead, Dirt 5 și Shadow of the Tomb Raider. Iar pentru sintetice, am folosit 3DMark TimeSpy, TimeSpy Extreme, alături de testul pentru DLSS. Rezoluția din jocuri a fost setată la 4K, adică cât are ecranul în mod nativ. Înainte de teste, să discutăm puțin despre DLSS 3 și cum acesta oferă un mare avantaj în orice joc unde este implementat, iar pe viitor vom avea o implementare interesantă în browserul Chrome și Edge, ajutând la upscale video pentru clipurile care au o calitate scăzută. Această variantă va fi funcțională pentru plăcile video din seria RTX 40, cât și RTX 30. DLSS, în esența sa, permite utilizatorilor să mărească rata de cadre pe secundă și să păstreze o rezoluție ridicată fără a supra-solicita placa grafică. Cu toate acestea, DLSS 3 a îmbunătățit tehnologia, oferind o performanță de până la 4 ori mai mare decât cea a randării brute. Acesta se bucură de noua tehnologie Lovelace, folosind Tensor Cores de a patra generație și Optical Flow Accelerator, pentru a introduce o nouă capacitate numită Optical Multi-Frame Generation. Tehnologia poate randa cadre complet noi,
care sunt introduse între cadrele randate original. Acest lucru ajută la reducerea artefactelor vizuale atunci când AI-ul trebuie să redea elemente complexe, cum ar fi iluminarea, reflexiile sau particulele de praf. Aceste cadre sunt apoi trecute printr-o rețea neuronală care analizează datele și produce un nou cadru pentru fiecare cadru randat de joc. Combinând cadrele generate, duce la o creștere de până la 4 ori în comparație cu un PC care nu folosește DLSS3. Așadar, în Cyberpunk 2077 cu Ray Tracing setat pe Psycho, DLSS pe Quality și Frame Generation On, avem o medie de 59 de cadre pe secundă, prin urmare aproape de magicul 60. Țineți cont că acesta este un laptop, iar jocul a rulat la rezoluție 4K. Incredibil cât au evoluat laptopurile. În Hogwarts Legacy vedem o medie de 108 cadre pe secundă, iar în Wanted Dead acesta a obținut 82 de cadre pe secundă. Dirt 5 a avut o medie de 89 de cadre pe secundă, iar în Shadow of the Tomb Raider vedem o medie respectabilă de 104 cadre pe secundă. Trecând la sintetice, în 3D Mark TimeSpy vedem un scor de 20.799 de puncte, iar în TimeSpy Extreme acesta a obținut 10.949 de puncte, iar în Port Royal acesta a obținut de asemenea 14.188 de puncte. Iar pe final vedem testul DLSS3, unde a avut o medie de 77 de cadre pe secundă cu el on și 30 de cadre pe secundă cu el off. Mă gândesc ce scoruri obține acest laptop în varianta cu ecran QHD, adică 2560x1440 de pixel, deoarece este o opțiune disponibilă. Cred că alegerea pe varianta respectivă ar fi mult mai bună pentru jocurile competitive, deoarece are un ecran pe 240 de Hz, dar acesta este IPS, fără mini LED și HDR 1000. Până acum putem spune că MSI Titan GT77HX13V este cel mai puternic laptop pe care l-am testat anul acesta. MSI a băgat tot ce mai bun de la Intel și Nvidia în această bestie pentru a ne oferi performanțe absolut incredibile. La nivelul unei plăci grafice desktop, adăugând și 64 de GB de RAM și 4 TB de stocare SSD în RAID 0. Fără îndoială că secțiunea hardware este punctul principal al acestui laptop, dar nu trebuie să uităm că acesta este echipat cu cel mai bun ecran de pe piață, iar acest lucru este demonstrat prin calitate și putere. Vorbind de echivalentul unui monitor desktop de peste 1000 de euro, sunetul cu 4 difuzoare, tastatura cu switch-uri mecanice și touchpad-ul precis sunt de asemenea la un nivel greu de depășit. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați de butonul de like și subscribe, iar pe texila.ro găsiți versiunea scrisă a acestui review.